unde sunt și ce facem. Știți la mine. Hai că știi foarte bine unde suntem. Suntem la Transilvania Motoring. Stai ca să nu stai așa, face umbră pe cap. Astăzi am avut 3 sesiuni de antrenamente. Mai este una, mai urmează una și a fost tot ok, a fost cu o căzătură. Asta e, prima căzătură pe anul ăsta, până la urmă a fost tot în regulă. Ne antrenăm puțin, îmi intru în mână. A fost mai mult o sesiune așa de anduranță, să mă pregătesc pentru ce va urma și tot e ok. Thank you.
așa arată motocicleta. Până la urmă tot a fost ok, aici este zgâriată. Cu siguranță se va schimba, o vom revopsi. Ok, și s-a terminat și ziua aceasta de track day pe Transilvania Motoring. Până la urmă a fost tot ok, ultima sesiune, au fost cei mai rapizi 10 piloți și asta m-a ajutat pe mine foarte mult pentru că a fost pista cât de cât mai liberă. Am putut să dau niște ture mai ok și am scos un 1.39.7. Se putea și mai tare, însă nu era nevoie să forțăm chiar acum, deoarece am avut și acea căzătură. A fost destul de frig astăzi și temperatura a fost destul de scăzută, au fost doar 15 grade, dar până la urmă sunt foarte mulțumit. Motocicleta nu arată așa de rău, sunt pagube minime, doar carena a fost puțin julită, însă simțeam că și frâna față are nevoie probabil de o revizie după acest incident. Însă a fost o zi foarte reușită, am văzut și niște mașini rapide astăzi pe circuit, Ferrari, Corvette, un Chevrolet, Camaro și a fost urmă totul super fain. Vă mulțumesc, nu uitați de subscribe și ne revedem cu videourile următoare. Pa!